odată, mă, Ioniță, mă! Păi, dar n-am semnal, ce vrei să fac, că n-am semnal și gata. Aolo! Ia-ți, mă, telefonul. Yeah! Viorico! Ia și cerșește și tu niște benzine de-astea. Tot eu, mă, eu să le fac pe toate, n-am văzut, mă, așa ceva, mă! Stai, mă! Stai, mă, așa, că mă calci, mă! Stai așa! Da, mă, mai jos geamul, mă! Hai și mie niște... Bă, tu știi cine sunt eu, curițica? Cu cine te-a făcut, bă, băiatule? Dumnezei, mă! Ce-ai, mă, mamă, mă? Ce-a zis ăla de te-ai inflamat așa? N-a zis, mă, mamă, nimic, era pe motorină. Păi și ce te-ai enervat așa tare? Păi cum să nu mă enervez, că m-a luat dracia, mamă? Păi știi cât poluiază, mă, diesel ăla? Ia-mă de aici, mă! Gata, ia că scoatem artileria, e grea. Hai, Margarita, bagă silicoanele! Hai, mai repede! Ia să vă scăpat. Auzi, mă, tu ești pe motorină? Nu sunt pe motorină. Sunt pe vod. De ce? Vrei și tu? Nu, că sunt cu babacii. Auzi, te dai și 9 litri de benzină? Ba, vă dau cum să nu vă dau. Hai, dau cu pace peste... Așa, mă. Da, hai, gata, ia sticla. Supără-te pe sticla asta puțin. Mă supăr, cum să nu mă supăr pe ea. Ia să... Ce furtun lung ai! Mamă, dar ce bine tragi! Să-ți dea Dumnezeu sănătate, mă, băiatule! Să-mi dea Satan sănătate! De cine vrei tu, mă, băiatule? Da, nu sunteți aia... Da, la Clejan, facem o fotografie cu tine, nu-i problemă. Îți dai și autograf, dar nu-i problemă. Da, mă, îți dai și ridicație, când nu le bagă, bagă-le, băiatule. Stai, că nu mai pot să vă dau benzină. De ce? Pentru că nu-mi plac lăutari și nu-mi plac vedetele TV. Ce vorbești, lăutari, ar dragi în tine, mă? Fii atentă, mamă, ce-i zic eu? Eu cărmadar... Eu... Așa, mă, zi! Nu fac, men! Dar ce i-ai zis, mă, mamă? I-a încântat ceva de Beatles. Păi și ce era așa nervoasă? Păi așa sunt eu sălbatică, nu știi cum e rock'n'roll-ul. Aoleu, ce să vă bai? Ce face, mă, Ionită, mă, că m-a apucat dracii aia mari, păi mă! Păi n-avem, mă, ce să... Viața asta, bă, că nu sunteți bună de nimic. Nu mai ajunge la nunta aia, mă! Dar nimic, mă, n-ai luat, mă, tu benzină, mă, de acasă! Gătăria, ia, dă-te și ia să mă vezi cum să faci! Ia să vă... Stai, mă, dacă Dumnezeu nu e țigan, frații mei de la Clejan, ce faceți, frații mei? Ce mai frumos! Ce faceți, frații mei? Să rămână! Nu știi, mă! Să rămână, dar tu cuvio! Băi, cât de mică e pădurea asta! Păi nu știi, mă, bă, dar erai pura de el când am plecat noi din Clejan. Ca un vermuș eram. Dar ce-ai crescut? Îți place, bă, ăsta e, mă... E timpan? Nu, mă, e nepotul lui timpan. A, cine, da, mă? Ăsta, mă, care e vărul lui cumnatul lui trompetă. Care e văr de-al doilea lui țambal. Care e custru cu frate-miu? Hai, mă, mamă! Uristu, mă, Viorico! Uristu, mă, de ce n-ai zis-o? Mă, dar ce-ai crescut, mă, băiatule! Auzi, mă, nu ne dai, mă, și nouă niște benzină, că am făcut pana prostului, mă! Ce benzină să ne dea, mă, Viorico, că asta e pe motorină! Bună, brenea, Ioniță, că avem și benzină! Aspirină! Treci încă! Ia scoate canistra aia de benzină și adu-o la oamenii ăștia aici și ia. Ia uite, măi, Ioniță, mă. Păi cum să dau să vă cost? Ce? Trebuie să-mi o las pe Margo. Nu glumesc. Vreau doar să facem o poză. Facem. Dacă se poate, că și mata. Așa. Dar colegul tău nu
nu, că are puțină treabă. Da, s-a dus până în boschetă. Vă face frumos, pune briză. Brize! Trimite complimente acasă, mă, lui Tipanu. Să râură, mă, lui. Așa te durăvar. Da, da. Lui Tipanu, să-i te trimit complimente, da. Să râură, să trăiești, mă, băiatule. Dă-te, fratele meu, mă, lasă. Să râură, mă, lui. Să-mi dai adresa aia pe Facebook. Vreau, vreau, ce-mi zic, Clay? Uite la el, ce bezmită. Hai, mă, mamă, ce faci, mă? Ai văzut, mă, Ioniță, mă, tot ai noștri, mă, băieți. Da, băieții noștri de zahăr, mă, Viorico. Să-i lici din cap până în picioare. Ciotină, ce, mă? Ia stai, mă, că parcă... Ce? Că aveam o roată pe... pe undeva. Ioniță! Bă, așa ne-a furat roata, bă! Real dracu, mă! Bă, băieții noștri de zahăr amar! Da, da, exact, de zahăr, să linși din cap până în picioare. Ce-i, mă, tată, mă, nu te mai enerva și tu așa? Privește partea plină a paharului. Bă, că acum avem benzină. Ia noastră, mă. Noroc, frații mei! Sunteți pregătiți pentru cea mai tare caterincă pe YouTube? Sunteți, mă? Eu nu sunt! Mâncava și gura voastră așa cum v-a obișnuit până acum, Serghei v-a pregătit și astăzi niște surprize. Prima surpriză e că azi dozată Serghei nu să mai măsoară minute, să măsoară mililit. Deci ca să nu vă ia amețea la mâncava și gura voastră, luați-o 5 zeac așa ușor înainte, înțelegeți exact cum ziceam noi pe vremea lui Ceaușescu. Și cea mai importantă chestie, dacă vreți să vă faceți muci, prima chestie care trebuie să o faceți, scoateți dopul la sticlă. Nu găuri sticla, mă! Sfatul Serghei în camaș gura voastră este să scoateți dopul că sunteți pe uscat, că după aia s-ar putea să fie mai complicat. Oricum, nu trebuie să renunțați niciodată. Perseverența e mama vieții. Mâniții aia care zic că să nu bei, că sanchi, că vrăjeală, că ficatul, că cutare, caterin, că vrăjeală, de-astea, ăia sunt niște intelectuali nebăuți, măne. Cine a citit câte ceva la viața lui știe că consumatorii sunt cei mai curajoși oameni de lume. Hai să mor tu dacă ai sânge în tine, să zbor cu capul în jos când ești trează sau să dansezi așa. Ia încă o dată. Mâncați-și gura, când ești muci, poți să faci ce vrei tu, poți să faci ce vrea muscul tău. Adică să înțeleagă și intelectualii aia nebăuți fraierea, care se uită la filme românești, dacă vrei să fluieri, fluieri. Mă, nebăutura te face să fii original în cele mai banale momente. Ca de exemplu atunci când vrei să folosești o scară rulantă. Faza mișto e că nimeni nu-și dă seama dacă vrei să urci sau să cobori, exact ca atunci când te urci pe motor. Sau pe bicicletă! Concluzia e simplă, mâncava și gura voastră. Nu contează cât de mult bei, important e să ai pe ce să te sprijini. Hai, v-am pupat, ne vedem săptămâna viitoare. Și nu uitați, mâncava și gura voastră. Spuneți nu dopurilor! Hai, noroc!
Opa, Sultanstein! Hei, Suleimane! Opa, Sultanstein! Mărinte Sultan! Șaraiman și Paraipan, făcătorule de caragiozlucuri și giumbușlucuri! Ibrahim! De ce-mi tulbui baramul, Ibrahim? Ți-am adus noua gardă de cor, mărite! În poziții? Nu astea! Astea mai târziu celelalte poziții! Paraditule! Paraglezule! Ți-am mai spus că nu am nevoie de protecție! Sunt nemuritor și invincibil! Știu, dar am aflat de la Serviciul Otoman de informații că vor fi atentate în curând, mărite! Haide-mă, Ibrahim, chiar trebuie! Trebuie, este imperios otoman și necesar, mărite sultan! Băutorile de airan și de iaurt trebuie! Bine, fie! Dar să știi că cred că exagerezi. Păi, prezintă-mi și mie dacă tot o să se țină toată ziua după barba mea. El era Ismail, mărite. Stai liniștit, oricum nu era cu toate pânzele sus. El e târtâc? Și el e Ion. Ion? Da. E gheaur? Da. Și crezi că e o idee bună? E foarte bună, fantasmagoricule sultan. Știi foarte bine că gheaurii sunt loiali cui plătește mai bine. Și eu plătesc cel mai bine! Ha! Ce bine e să o arzi, sultan! E așa, Ioane? Noroc că vorbim turcește și nu înțelege absolut nimic din ce spunem. Da. Ce te uiți așa la mine ca prostul? De prost ce ești? Prostule! Oh, nici nu-ți dai seama că ne batem joc de el. Nu-ți dai seama! Ia-l aici! Oh, ce mai place să râd de gheauri! Oh, Doamne! Ala, vreau să zic! Ala! Da! Auzi, Ibrahim? Da. Și ăștia o să se țină după mine și când merg la budă? Trebuie, mărite, dacă e colac otrăvit. Ibrahim, avem bude turcești, Ibrahim! Mi-ar fi plăcut și mie să am un WC-ul normal, să stau jos, să fac o integramă, să citesc o revistă, dar uite că din punctul ăsta de vedere suntem protejați, Ibrahim! Așa e. Se poate? Da? Ți-am spus că exagerezi, Ibrahim! Poate că ai avut dreptate, Ibrahim. Mărite, nu! Nu vrea. Chita-ta! Chita-ta! Salutare la toată lumea și la toți românii din Europa de Est și din Moldova de Sud și din America! Ce dracu m-am împțezit ca, mă? Ia uite! Liano! Liano, tu vină cu ace! Liano, vină cu ace! Ulai, Doamne, nu m-a urlat așa! Mă, de câte ori ți-am zis să nu mai lăsa pachetele de bani pe covor să-mi rup gâtul pe aici! Ce-o vrei acum? Unde să-l pun? Dar te pun, pune-l, mă, undeva, nu mă uite! Nu mai e loc, nu poți să-l pun! Unde te duci? La coafor. Te duci la coafor. Te duci la manicură. Te duci la pedicură. Hai după. Tu l-ai, Doamne, haide, dă. Haide, ia acolo, ia după. După. Chetata. Chetata. Pace vouă, am venit să vă aducem vestea cea bună. Tu l-ai, Doamne, Nelson, or veni să aducă vestea cea bună. Or or veni să plătească datoria. Ce-i-o, Filiana? O fi Michi de la Codlea, ăla care i-a făcut pușcărie ca Viola vaca aia. Tu l-ai, Doamne, nu m-a urla așa. Intrați, vă rog, intrați. Poftiți, poftiți. Ce, mă, că mui... Mie e un altul gând. Dar când merg până la gâtă și nu se întâmplă nimica. Cine sunteți voi, mă, pacoțelor? Mâncava artemnița de la Codlea. Suntem martorii lui Jehova. Am fost de față. Și am venit să-ți aducem vestea cea bună.
Mă, ce martori, mă, că eu n-am nevoie de martori. Ce martori, mă, te aveți mandat. Suntem trimiși lui Jehova, mai marele. Jehova? Care Jehova? Jehova de la Strehaia, ăla cu palatul cu turnălețele de aur deasupra acolo. Stăpânul meu nu are palatele, este peste tot. Și îți spune să te pocăiești? Să te pocăiești? Mă, dar eu sunt păcăit deja. Știe toată lumea, Nelson Mondialu, gata, mișculații, gata. Gata, afacere, nu mai are nimic acum el. E tot curat. Știe toată lumea că Nelson Mondialu e valoarea creștină cartierului. Noi suntem martorii lui și știm mai bine. Mă, da, se spune dacă are probe, se spune dacă a făcut ceva. Dacă nu, atunci, uite, că jur pe Biblie. Pun mâna pe Biblie și jur să moară Itzic și Strul. Dacă eu cunosc pe Jehova asta și dacă eu am vreo treabă cu tertipurile lui, că Nelson Mondialu e pocăit, el cred din Dumnezeu, eu nu am nicio treabă cu Jehova și nici cu criminali care au făcut nimică. Ca martora lui Jehova să ne nevoit să spun că stăpânul meu se va supăra foarte tare când te va auzi ce spui. Foarte tare? Nu e bine să juri. Nu e bine. Daniel Somontialu își plătește datoria. Nu rămâne dator la nimeni. Uite, gata. Uite, mă ghețe aici. Că să spuneți voi acolo mai departe că Daniel Somontialu n-are nevoie de martori. Că nu mai vină cu martori acolo. Uite, și să spuneți așa, să spuneți. Gata, că mai pun, mai pun, că mai avem. Mai avem, uite. Și să spuneți că Nelson Mondialu a fost corect. În genunchi? Hai să răspunzi în fața lui Jehova în vecii vecilor. Amin. Și să spuneți lui Jehova că Nelson Mondialu și-a învățat lecția. Gata cu tertipuri, gata, ia și nu mai vreau. Uite, ia, gata cu tertipuri, gata cu mișculații, gata, nu mai uite, ia tot. Că asta lasă-mi el doar. Nu. Oi, doamne! Alo! Tuliana, vină încoace! Nu te mai du la coafor, că oricum cât ți-o spune ce-a pățit să face părul, măciucă! Am zis să nu ne mai ținem după popa ăla musculos, că e iute de picior. Ți-am spus să le pui piedică cu nasul? Ți-am spus că așa îl prindeam. Uf. Eu sunt foarte pasionată de viața spirituală și chiar la un moment dat am vrut să mă înscriu la o mănăstire, dar mi-au zis că nu se poate pentru că nu sunt fecioară și aveau dreptate, sunt scorpion. Nu m-aș fi putut să mă fac popă, pentru că popii se îmbracă toți în negru și eu nu port negru, pentru că negru slăbește și eu chiar nu am voie. Adică nu că n-am nevoie. Uite-te și tu cum arăt. Nu mai e vremea când călugărlițele însemna ceva. Acum toată lumea vrea secretare porno, polițiste. Deci eu mi-am aruncat costumul de călugărliță că nu-l mai cere nimeni. Noi aici mai suntem în Italia? Fă! Să vezi că nu mai suntem în Italia aici. Păi pe unde suntem? Că dacă am ajuns în Ceoslovacia sau așa, eu nu mai știu să mă întorc de acolo. Aoleu, să vezi ce-mi face mama, că i-am zis că merg numai în Italia, nu și în Ceoslovacia. Aoleu. Uite cu Vaticanul în spate. Ce? Ah, Vatican. Și tata era Vatican pe tramvaiul 32. Fui, ești proastă rău. De ce ăla care conduce tramvaiul nu se numește Vatican, se numește Vatiman. Sunteți proaste amândouă, bă, grămadă. Hai, se zice Batman. Batman.
Bine, deci, hai să vă zic. Ia zi. Vaticanul e cea mai mică țară din lume. Cât de mică? Așa, mică, mică, mică? Ce nebună! Ce, a intrat la apă? Să ascultați aici. E condus de un papă. Papă? Papă ce? Așa. Papă tot? Papă lapte? Papă fătintitelor. Papă, șeful la toți popii și la toate călugărlițele din lume. Proastelor. Papa! Lasă-mă, papa, lama. Vreau distracție și soare, m-am îndrăgostit lulea, vreau să-mi sară dragostea. Pa, 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 pa. Ula la 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 la. Papi, papi, papi ciulo. Auzi, dar noi nu aici trebuia să ne întâlnim cu moșul ăla? Aolo, ce proastă sunt! Ține-mă că mă duc! Ce proastă că ești proastă? La patru trebuia! Și câte ceasul? Ce moș, fă, sunteți nebune? Lasă, că nu e treaba ta, Pamela. Eu și cu sânzii am agățat un moș plin de bani. Da, încă că e om de afaceri sau ceva de genul, că a zis că are relații sus de tot. Da, și ne-a întrebat dacă suntem curate la suflet. Da, și nu suntem. Și ne-a plimbat cu mașinuța lui. Da, și după aia a zis să ne vedem pe aici pe la patru ca să scoată drag din noi. Și avea așa un costum foarte, era foarte curat așa, era lucios. Da, alb și cu lucea ceva auriu așa pe el și avea și o tichiuță pe cap și un lanț la gât cu un X sau un plus, nu știu ce era. Ce să faci? Tichiuță? Da. Țoale de aur? Da. Mașină? Da, zic că locuiește pe aici prin zonă. Stă prin zonă. Da. Lanț cu plus? Da. Nu cumva o fi asta, fă? Ba da, el e. Tu, Pamela, de unde ai tu poze cu iubitul nostru? Deci știi ce ești? Hai, fă, lăsați, ești ultima panoramă de pe pământul ăsta. Tace, tace, dar face. Sunt de dracu și eu. Bravo, Pami. Bine, până la ca orice cuplu care se iubește, iată-o și pe cicălitoarea noastră ieșind la un film cu soțul ei drag. Mai moș, mă undește atâta. Păi ce stai auzi la mine? Scoate biletele! Vedem unde stăm! Am văzut cât de mototol ești! Ia! Ia pe să vedem! Rândul 3, locul 1 și 2. Rândul 3, 3. Ăsta e aici. 1 și 2. Ia, bagă-le! Hai! Ia! Normal? Că mă lași pe mine pe primul loc ca să mă tragă curentul. Aoleu, hai odată, hai odată, că de-a... Mă-și mândește atâta. Rândul 3. Dacă nu ți-am zis că nu-mi place să mă uit la film din primele rânduri, stau așa și mă uit la ecran cu cap pe spate. La locuri mai proaste, n-ai putut să găsești și tu. Bă, dar n-ai putut. Ce, unde uiți că nu mă mai mâni ieri? Nu vreau să mă scoale când mie lumea mai dragă. Să sufăr eu întotdeauna, trebuie să sufăr din cauza prostiei tale. Am văzut așa ceva. Mobilul ai închis? A? Ai închis mobilul? Normal că nu l-ai închis. Normal că nu l-ai închis, trebuie să spun eu de fiecare dată. Închide telefonul, închide telefonul. Am văzut așa ceva, nici nu ne simți, nici măcar nu-ți pasă că-i deranjezi pe ceilalți. Iată-și că sună. Da? Da, da, eu sunt. E lângă mine, da, e lângă mine, da, da. Da, îi spun, îi spun. Îi spun. Să rămână, să rămână. Să sun pe măta. Nu acum să o suni, după film. Bagă floricele în tine! Bagă, mamă, floricele, ca să ajungem din nou la spital. Parcă nu știi că n-ai voie să mănânci sărat. Am văzut așa ceva. Un copil de 5 ani ești. O să nu te mai foiești a ta? Dacă n-ai venit, te foiești într-una. Într-una. Foi, 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 foi. Într-una. Foi, într-una, foi, în alta. Foi, într-una, foi, în alta. Foi, 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 foi. N-am văzut așa ceva. Hai, domnule. Am văzut așa ceva. Este cu tine la fine. Mi s-a făcut și setea.
De parcă de apă mi s-a făcut mie sete. Mi s-a făcut de suc. Bravo. Mare cavaler ești. Băi, n-am văzut așa. Mare cavaler. Îmi dai să beau suc cu cafea cu puț. Dă nimic, nu ești în stare. Dă mie încoace. Ce sete mi era. Ai simțit? S-a mișcat ceva. Ai simțit? Păi n-ai simțit. Dă un să simți la cât de nesimțit ești. O fi vrinșoare ce ceva. Du-te repede, fără de un RTV ceva, să-i dăm în cap. Cu ce vrei să-i dai, cu sticla de apă? Lasă-le aici pe astea, lasă-le aici și du-te repede, că ești bărbat. Ia uite, mă. S-a mișcat ceva. Ce faci cu ăla? Ce faci cu ăla? Ai văzut un vrânșobolan în flăcări? Du-te și du-l la loc! N-am văzut așa ceva. Tâmpit ai fost, tâmpit ai rămas, tâmpit ești de când te știu. Mai bine l-ascultam eu pe tata, care mi-a zis că ască bine ochii când îl iei. Eu nu, cred că m-am uitat cu ochii, mi-i zis pe jumătate, nu înțeleg. Așa, mototol, mototol mi-am găsit. Am văzut așa ceva. Și acum, fiică mea, nu mai vrea să vorbească cu mine, tot din cauza ta, normal. Dar cât de tâmpit ești tu. Am văzut așa ceva. Nu mai vine în viața mea cu tine la filme. Numai la filme proaste și violente mă duci. Ia. Ce-ai făcut? Ocazia asta fac și mișcare. Normal că fac. Eu. Ce faci aici, nenorocit? Ce nenorocit? Nu sunt nenorocit. Eu sunt norocit. Am câștigat și la loto săptămâna trecută eu. Și ce cauți aici? Ai venit să mă omori, a? Ei, să te omor. Cum să te omor? Nu te omor. Păi atunci de ce stai groapa asta aici? Ai groapă. Ce asta e groapă? Nu e groapă. Păi, dar ce e atunci? Ei, ce e? O gaură, ce să fie? O gaură, pământ, aia e. Păi și de ce să ai gaură asta aici? Ce ai gaură, cum să fie gaură? Ce-o scârtiță? Ce-s orb? Mă vezi că am baston alb și umbl cu un cățel? Nu-s, e o groapă ea aici. Păi și ce faci, bă, cu groapa asta? Grădinăresc, ce să fac? Să nu grădinăresc eu. Ce vorbești, mă? Grădinărești aici, pe trifoiul meu, la ora asta? Păi la ce oră, dar nu la ora aia la altă. Păi de ce nu la ora aia la altă? Păi la ora aia la altă flore se culcă ele. Aha. Și așa adâncă trebuie să fie groapa asta? Păi adâncă, normal. Ce vrei să le iasă picioarele afară? La cine? E cum la cine? La flori, dar la oameni. Nu la oameni. Ce oameni au picioare? N-au picioare. Păi să n-aibă picioare, mă. Păi și ce flori plantezi tu aici de vrei să nu le iasă picioarele afară? Panseluțe, eu plantez panseluțe, dar nu cadavru. Aha, te-am prins. Deci vrei să pitești un cadavru aici? Ei, vreau să pitesc un cadavru. Cum să pitesc un cadavru? Nu-i cadavru, e om el. Ce om? Ei, un om cu mustață. Cum un om cu mustață? Și de-aia s-a groapa asta ca să bagi un om cu mustață în ea, a? Ei, de-aia s-a groapa, nu de-aia. Păi atunci de ce? Păi o s-a pentru mine, dar nu pentru altul, pentru mine o s-a. Pentru tine, băi, nene. Păi cine sapă groapa altă nu cade în ea, cade normal. Bă, da, dar ce legătură are asta? Păi eu sap groapa mea ca să cadă altul în ea, nu cade el, cade acum el, normal. Asta e rege, deștept, dumne, nu mă îngândi. Ai, ești deștept, nu-s deștept, ești nenorocit eu. De ce ești nenorocit? Ai, de ce, cum, de ce, uite de ce. Acum trebuie să-mi iei basma curată ca să scap. Nu ce pot să scap cu basma murdară? Nu poți, nu poți. Să mai vii și diseară să facem, să mai exersăm manevra. Dacă vrei acum, uite. Haide. Panseluțe, eu plantez panseluțe, dar nu cadavru. Aha. Și cât adâncă trebuie să fie groapă? Așa. Stau acum așa. Bac! Dă-l încoace, că nu ești în stare, nu te atingi de ele. Ia uite.